Rugămintea mea a fost am avut o discuție și cu domnul director de la Afir și uh -huh. cu toată lumea ca aceste proiecte să nu se mai scoate etapizat, astfel încât să se scoat 100 de milioane anul acesta, anul viitor 100 de a, milioane. A să fie o singură sesiune să de depunere. E o singură sesiune de pe depunere. Pentru toată suma sunt lucrări de construcții pe care ajungi în an cum este posesiunea veche acum, 2023, uh -huh. sunt proiecte care au fost întârziate, să nefinalizate și există riscul să se pierdă finanțare. Și chiar și ar fi păcat. În, în al doilea rând, pierde statul deoarece se dezangajează foarte mulți bani.